Hai. Auzi? A? Auzi, îi batem lui bunica, apropo, cu împrumutul? Da, da, finuț, nu îi zicem din prima. Hai, dă-ne bani, dacă poți. Nu, dacă hai și poate. Doamne ajută, poate. Poate are, nu? Doamne ajută, da, hai, hai. Bonita! Îmi place rețeta cu... Să rămână bunica. Ce faci? E, ce și să fac, nepoate? Croșetam și eu. Sigur croșetai, Matale? Da. E, croșeta, mulți stăteam pe telefonul ăsta. Când de când mi l-ai luat, tăi ziua nu m-am zăpășit, stau numai pe el. Ori la Hamila, ori la biserică, oricum să mă discurc timp de criză. Nu în loc să stau la cotet și repar cotet și stricat valeu. Numai pe el și dau cum să mă discurc timp de criză. Dar ce te interesează pe Matale de sfaturi financiare? Da. Hei, cum ce mă interesează? Că și eu și fac cu pensia. Că nu-i iau toți la biserică și la teleshopping. E, dacă nu știi ce să faci cu pensia, am avea noi niște idei. Lasă că ai mai avut o idee, că te-am auzit să-ți ai BMW din 2005, că te-aud cum intri în sat cu ei de la 6 km. Ei, lasă-mă cu BMW-ul ăla, că așa cum l-am luat, așa-l dau. Adică cum? Stricat. Bă, vre bunică, mai să faci mișto de mine. Lasă-mă cu glumele astea. Auzam. Ce s-a întâmplat, măi, nepoate? De ce ești așa de amăr? Te văd așa mai marinar. Adică? Adică s-o cam mâneca corăbile, că oricum se neacă motorul ăla, că la cum conduci și BMW-ul și ăla, eu înțeleg că mașina proastă, dar și șoferul pe măsură. Da, e, păi știi că am firma ce e din patiserie, nu? E, acum că vine Crăciunul, vroiam să o extind o leacă, că acum aș avea comenzi mai multe, dar nu am bani să o extind și... Și sper să pot împrumuta eu, așa e. A, nu. Dar dacă am avea nevoie, ai putea? Dacă ai ajuns și să gândești, băi copchile, te duci la banc și ai luat o scrisoare de garanții. Ce e? Și aia și. Banc sau scrisoare de garanții? Auzi, tu l-ai luat de frumos, că deștept... Cum garanții? Atunci când am cumpărat BMW-ul și-am primit garanții 3 luni pe el? Nu, mă, că asta e de la bancă, nu de la ceamșar. Dar, Matale, de unde știi tu de scrisoare de garanții? Pe vremea mea, așa fășeam. Cumpărai un car, scrisoare de garanții. Cumpărai un vac, scrisoare de garanții. Cumpăr batic, scrisoare de garanții. Peste tot scrisoare de garanții. Serios? Nu, mă, eu glumesc. Am aflat de pe Facebook. 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 Tu nu știi că eu citesc sfaturi financiare. A, bunică, mai faci mișto de mine. Zici aia dacă tu știi. Vede, tu vrei să ții materie primă pentru patiserie. Și ce e aia? Ce e, da? Materie primă. Da, bunică, știu ce e materie primă, da. Uite, vei mergi la vecica din deal și-ți dă cât vrei. Uite, eu scriu pe foaia asta. Doamne, da prost mai ești. Asta nu o scriu. Dragă vietucă, dă-i băi nepotului meu, că e nepotul meu, 500 de kilograme de brânză, 200 de litri de lapte, 80 de ou, și o damnijan de vin, că ăsta e cam achitor, așa, și că-i băiet bun și ți-i dă înapoi după ce face profit. Dacă nu ți-i dă el, ți-i dau eu. Garantez, garanție, bunica. Nu te-ai prostănacul, ia. Ia de aici, cum îți zic eu. Cu scrisoarea asta, mergi la vetuca și îți dă și-am scris eu aici. Asta e scrisoare de garanții. Trecut pe caiet, cum ar veni. Dar la bancă nu-i trecută pe caiet. E trecută în registrele lor. Că ești mai deștepți ca mine. Fix așa este și cu scrisoarea de garanție de la bancă. De exemplu, ai o afacere, dar nu ai bani să o crești. Ce faci? Te duci la bancă, banca își dă o scrisoare de garanție ca să cumperi ce ai de cumpărat de la furnizor. Știi și ce e furnizor, nu? Da, bunică. Hai că mi-a explicat pe înțelesul tuturor, chiar și al tău și al tău. E foarte greu înțelesul ăsta. Bine, mă, bunică. Deci, Matale, zici că cu asta poți mă duc la vetuca. Da, mă, du-te liniștit. E bunica, să rămână, da, mulțumim tare frumos. Mulțumim. Mulțumim, să rămână, mulțumim tare mult. Să rămână. Bine, mai nepoate, hai că am așa multă treabă.
Și cochetul ăla trebuie să-l faci, trebuie să faci să-i pulăvă. Pa! Și continui comentul. Nu îmi place semna bunica. Uite, mă, tot ne plângem noi cu bunica, bunica, dar vezi, până la urmă ne-au ajutat cu situația asta de garanții. Da, nu mai vând BMW-ul. Așa e. Auzi, ce scrie aici în jos de pagini? Aici mic? Da. Yes. Dacă nu-ți dă el banii, ți-i dau eu. Că eu BMW-ul și fac din el cotez de găin. Că fix asta. Bunica! Auzi, bunică, dar ce-i cu scrisul ăsta mic din josul paginii? Aia? Păi, Clauze, e fix ca la bancă și credeai că eu sunt mai proastă? Dar tu știi ce e aia, Clauze, nu? Tu mi-ai trăit în jungle.